Dar n-aș vrea să stau așa, în continuu aici. A, nu mai fi bun. Atunci trag din mână. Dar din mână o să destul de tremurat. Păi putem face pe părți. Poți? Zic că putem face pe părți. Pe părți? Da, în sensul că stăm un pic aici, după aia schimbăm locul. Nu. Așa să fim nevoie să trag din mână. Și e greu să țin focusul. O să iasă un pic bătrit așa. Ce să mă mișc? Aș de... Cum? În capul meu vreau să mă mișc. Aha, ok, păi m-a dat târziu în hotel. Adică când era aici asta, mă gândeam, o să mă duc împrejur. Adică vreau să oscilez așa, să nu... Să mă apropii, să mă îndepărtez, să mă întorc, să mă... Nu vreau să stau locului. Adică, în raport cu dumneavoastră nu vreau să stau. Nu cu mine. Perfect. Vreau să... Refuz, cumva... Va fi mie dificil să le facem. Chestia asta așa de... Da, nu știu dacă ați văzut filmele alea lui Ștefan Constantinescu cu oameni care au stat până închisoare, care au suferit, care nu știu ce, erau la mnac. Toți stăteau ca niște statui. Și, mă rog, adică... De ce? Nu știu, dacă puteți veniți în centru ca să pot să mai... Așa, dacă vă fixați acolo, eu ce să fac, pe unde să mă duc? Deci, porniți întrebările sau... Asta va fi foarte dificil pentru că am o cameră în mână. Practic, ce m-ar interesa să știu este cum își desfășura un artist viața în perioada comunistă. Bănuiesc că existau niște probleme, existau niște dificultăți, nu-mi dau seama, de exprimare poate sau. Dificultăți de exprimare? Erau, să zicem, dificultăți de mai multe feluri. Odată că nu puteai să expui orice, ci se refuza. La salon, într-o galerie a Uniunii, galerii particulare nu existau. Și atunci, nu numai asta, dar... Era o problemă și cu informația. Adică de unde să iei informații? Adică... Ca să fii în lumea artiștilor, trebuie să vezi ce fac, să fii în mod normal cei care sunt la Paris, merg la vernisaje, merg la centru Bobuș și văd ce se întâmplă. Noi nu puteam vedea nici cei la Viena, nici cei la Budapesta măcar. Și... Deci, pe de o parte, trebuia să cauți în reviste, ca să ai acces la niște cataloge ale expozițiilor care, măcar cu o săptămână după aia sau cu o lună, hai cu un an, nu? Și asta ca dificultate de exprimare, nu? Ajungi să vorbești un limbaj care
îl vezi pe la prieteni, pe ce se întâmplă în saloane, în, deci numai în România, în provincie, eventual, dacă ești un artist născut în provincie, nu? Zona de informație e foarte mică. Atunci cum exista un minim acces la informație? Adică existau niște reviste și intrau în țară, clandestini sau... O perioadă destul de bună de timp, în jurul anului 1970, Uniunea Artiștilor a avut abonamente la Art and Artists, Art Forum, a avut un abonament la o revistă poloneză, foarte de grafică, mi se pare proiect, să fim așa, nu mai știu exact cum, care era foarte modernă, foarte contemporană. Și veneau și catalogele expozițiilor mari. Pe urmă la Muzeul Național de Artă, nu știu exact cum, soseau catalogele marilor expoziții. Asta a fost un lucru foarte bun. De plimbat, de ieșit peste hotare, era foarte, foarte greu. Numai cine avea relații la pașapoarte sau știu relații cu relații la pașapoarte sau... Mă rog, în felul ăsta putea ieși să meargă, dar tot așa, azi merge și săptămânal. Cine are bani și poate și merge săptămânal în străinătate acum, atunci, deloc, o dată pe an, hai, se mai întâmpla. Iar alții niciodată, dar niciodată. Și sau prin Uniune așa se mai plimba în colectiv la Moscova, să făceam niște excursii frumoase, pentru că era zona orientală a Uniunii Sovietice, unde totul era exotic, era... nu era chiar Rusia. Și RDG, Polonia, Cehoslovacia, din ce în ce mai greu, adică... Asta ușor era în Rusia, în Bulgaria, în Ungaria. Existau colaborări cu artiști străini? Poate. Existau colaborări cu artiști străini? Numai cu cei, adică prin Uniune, numai cu cei din țările socialiste. Și câte puțin cu cei din Iugoslavia. Existau tabără de pictură sau fiind ori la, în Macedonia, la Skopje. Poate că mai erau și altele, dar astea erau erau așa cu Norvegia, cu Suedia, dar astea erau exploatate exclusiv de cei care conduceau Uniunea. Un membru obișnuit sau... Nu mai vorbesc de cei care nu erau în Uniune, că aia nu prindeau nimica. Dar... asta, numai cei de la Pangrati și care erau și în conducerea Uniunii, adică care aveau atelier la Pangrati și... cei care conduceau efectiv Uniunea, aia se vede în curriculum vitae.
Ai expus la Helsinki, la Copenhaga, la, știu, la Stockholm, în timp ce restul trebuiau să fie, să le mulțumesc că se intre la salon aici și să obțină, știu, o galerie mai frumoasă în București. Sările de expoziție erau limitate, probabil. Sările de expoziție erau limitate, nu? Erau cele ce aparțin la Uniune. Nu locul știu. În care se putea expune. Erau cele ale Uniunii, atâta tot. Da. Eu am mai prospectat, la un moment dat, o casă de cultură germană, Friedrich Schiller, de lângă ambasada americană. Asta pentru că era mai liberă. Ținea de cooperația, de, mă rog, ceva de, foarte greu de înțeles astăzi, de ce țin casele de cultură de centrocop, de, mă rog, de îndrumare artiștilor amatori, de, fiind de lucruri din astea. Și acolo era doamna Alexandra Titu, responsabilă cu supravegherea lor. Și dânsa venea extrem de rar și chiar cei de la Casa de Cultură mi-au spus că nu vine, nu au probleme cu ea. În plus erau câțiva colegi acolo care se ocupau de expoziții, de aranjarea lor și de... Era sculptorul Ingo Glass, de exemplu, care pe urmă a emigrat. În fine, și alții și alții, dar acolo am organizat niște expoziții de fotografii, artiști care folosesc fotografia. Și pentru că, mai ales pentru că la Uniune mi se spusese că fotografie, noi nu avem secție de fotografie, noi nu expunem fotografie, deci nu putem să vă oferim nicio sală. A, practic, fotografia nu era văzută ca o artă? Era o artă, dar pe care o făceau alții. Era asociația fotografilor, dar care aveau un stil de a face fotografii care nu aveam nimic comun. Fotografia, mă rog, erau câțiva artiști care erau și ei membri ai acestei asociații, dar ceea ce doream eu și ceea ce s-au prins mulți colegi, și mai ales tineri, mai ales absolvenți de la secția de grafică, o fotografie care nu era nici perfectă, nici glanț. Bun, și, mă rog, și ca să mă simt liber, și nici lor, nici ceilor care expuneau, nu le-am impus nicio cenzură, nicio jurizare, n-am făcut. Tot ce s-a dat a fost expus. Practic, singura dată când ați expus fotografie în perioada comunistă a fost în cadrul acelei galerii? Am mai strecurat fotografie și cred că eu am fost primul, din 74, cam așa.
În 1974 am început să, în expozițiile personale sau în niște expoziții de cenaclu, să pun și fotografii. Între picturi, sculpturi, am pus și fotografii. Și atunci cei de la Uniune au început să mormăie și să... Dar deja știau și din ce se petrece în lumea largă. Că oamenii mai folosesc și fotografie, și film, și... Da, eu am constatat că în perioada comunistă filmul ca, știu, suport artistic e folosit foarte, foarte rar. Probabil că nu existau echipamente sau existau dificultăți tehnice sau... Adică sunt foarte puține filme din categoria celor de experimentale, în categoria experimentelor artistice. Dumneavoastră ați făcut, cred că, o mare parte dintre ele. Erau 4-5 oameni care făceau film. Da, există o explicație pentru faptul că nu se folosea mediul ăsta? Explicație pur tehnică? Pe de o parte, era întârzierea, pur și simplu. Adică până să ajungă oamenii să zică, a, uite, fac și ăia, hai să fac și eu. Adică genul ăsta de a imita, de a face, cum să zic, ca maimuța, că se ia după alții. Pe de altă parte era un lucru care, vedeți și dumneavoastră, aveți un aparat, e greu, aveți un asistent, vă duce lucrurile, vă mai aranjează lumina, vă face. Ei, în situația asta un artist zice, băi, eu nu sunt obișnuit să lucrez în echipă, nu. Asta o fac specialiștii, adică își închipuiau că pentru film trebuie să fii specialist. Din partea mea, așa, eu am văzut că merge să fac oricum. Eu n-am ținut seama de chestia asta. Și atunci, acești oameni care, deci, emită această pretenție. Un film înseamnă să fie făcut la standardele cinematografului Patria. Da. În situația asta nimeni nu s-a apucat. Pentru că, na, zicea nu pot. Nu. De unde? Cine să-mi developeze? Cine să-l monteze? Mi se părea ceva care depășește cu totul posibilitățile lor. Și abandonau. Zice, aș face. Dar, formă, când au văzut că așa mai merg lucrurile, zice, Gita Brătescu. A zis, hai să încercăm să facem împreună. Eu fac scenariu, tu faci, ai o cameră, filmezi. Și am făcut filme așa. István Cancura de la Cluj, tot așa avea, inventase o plasă de cupru fină, cu ochiuri fine, prin care dacă trecea lumina, se desfăcea. Deci apărea procesul ăsta de refracție a luminii. Și se desfăcea în culori primare și cu niște mișcări. Bine, iar eu aveam aparatul. El făcea mișcările și punea muzică și în felul ăsta a făcut
firm. Știu că am mai făcut Olos în partea de nord a țării, în Marea Mureș și în la Cluj, și nu mai știu exact unde. Și destul de mult a lucrat Vanda Mihuleac. Vanda Mihuleac lucra însă așa cu, într-adevăr, filme de foarte bună calitate, cu ajutoare, cu oameni plătiți, cu actori, cu... În fine, dar absolut film experimental și film happening. Da. Adică nu filmat de nu știu câte ori ca să tai și ce era filmat din prima. Adică filmat ceea ce își pusese în gând, adusese niște prieteni, niște și i-a filmat un film. Aveți... Până ceva mai târziu, Decebal Scriba a organizat la el acasă, prin anii 80. A organizat cu un grup de prieteni. Trebuie întrebați cu Teodor Graur, parcă cu... Nu știu mai cine. Generația 80. Și au făcut mici filmulețe. Pe care nu le-am văzut, nu le știu. Au fost prezentate după Revoluție în revista Arta. Așa am aflat de ei. Aveți dialog cu Nicolae Ceaușescu, se numește? Este da, deja celebru, toată lumea știe. Este făcut în 1978, nu? Da. 77. Da. Am jucat rolul Ceaușescu. Și... ca să fim împreună, am băgat pelicula de mai multe ori în aparat. A, e filmată partea stângă inițial și după aia partea dreaptă, sau invers? Nu, am filmat pe o pânză neagră și el stătea în dreapta, eu stăteam în stânga și... mă rog, a ieșit foarte bine. Bine, vorba bine. Un aparat quartz sovietic, strict pentru amatori, ceva. Dar partea de text, a fost o dificultate să introduceți acea parte de text, pentru că pe imagine curge partea un... de text? Da, curge un text pe imagine. Da. Eu am încercat să fac... în felul următor, am introdus foaia de indigo în mașina de scris, pentru că am observat că dacă lite lovesc foaia de indigo, o străpung și lasă exact forma literei. Și atunci am rulat în fața aparatului foaia de indigo, mai multe foi de indigo scrise în felul ăsta și cu lumină din spatele ei. Și deci asta a fost a treia trecere a peliculei prin fața, prin cameră și a ieșit așa, însă de citit nu s-a putut citi, decât rare o să mai prinde așa câte o literă. Pentru că nu...
mă rog, aparatul, nu, nici aparatul de proiecție, nici cel luat filmul nu aveau calități de felul ăsta. Filmul a rămas așa. Sunt curios cum se dezvoltau filmele astea. Adică bănuiesc că nu existau centre de dezvoltat și bănuiesc că nici acasă nu se puteau dezvolta cu ușurință. Prima dată, prin 74, când am făcut primul film, l-am dus la dezvoltat. Exista un centru pe Bulevardul Muncii, lângă stadionul 23 august, parcă, nu? Stadionul național, mă rog, cum s-o fi chemând el acum. Pentru că, probabil, erau chestiile legate, sportul cu filmul. Adică filmul de amator era pentru sportivi. Ei îl foloseau, și eu am cumpărat de la un sportiv o cameră cu zoom. Sigur, și asta era o piedică în calea... Cine s-a apuce să bage filmul în tank? Era foarte greu, foarte greu să... pui un film atât de subțire, de 8 mm, cu nenumărate spire, era foarte greu. Pântuneric, să-l pui, și cum să-l treci până 3, 4, 5 băi, dacă era colorat în 5 băi, dacă era alb-negru, 3 băi, fine. Pentru că mi-am dat seama că un film ca ăsta cu Ceaușescu nu putea fi dat la dezvoltat în oraș. Era imposibil. Deci m-am apucat și am făcut eu singur dezvoltările astea. Nu e mare. În ultima instanță nu e mare lucru, da? Asta e. La început pare ceva foarte, foarte greu. Vreți să răspundeți la telefon? Da. Alo, bună ziua, domnul Davidean. Uitați, acum sunt puțin prins cu niște colegi și mă eliberez așa, cam într-o oră. Nu. Putem să ne vedem, să zic, aici, spre atelier undeva, pe stradă, nu? În dreptul atelierului. Ce ziceți? Păi, peste o oră, să zicem. Da. Bine. Pentru puțin, la revedere. Cu frig, dar nu se încălzește decât să stai la gura sobei. A,
Filmul Dialog cu Nicolae Ceaușescu practic nu a fost difuzat în timpul regimului, a fost difuzat abia după? Sau a fost difuzat atunci? Nu poate fi vorba de difuzare. Așa l-am arătat în casă unui prieten, la doi prieteni, la trei prieteni maxim. Nu poate fi vorba de difuzare. Și pe urmă, nici cu celelalte, n-a... La casa Schiller am încercat prima dată, deci cam în 76 am început acolo. Și am pus două filme, cred. Da, nu mai țin minte ce. În orice caz, nu cu lucruri discutabile. Este lucruri care ar fi mers de la sine. Și o plimbare, nu mai știu ce. Și... pe urmă, am mai fost prin 82-83, când cei cu care a fost, cred, ultima expoziție de fotografii, și am făcut-o împreună cu doi colegi, cu Decebal Scriba și cu Radu Procopovici. Radu Procopovici era absolvent de istorie arte și era angajat la serviciul de expoziție al Uniunii. Și el a insistat să fie într-o galerie a Uniunii și am făcut la Căminul Artei. S-a deschis expoziția. Grație poziției lui acolo la serviciul de expoziție. Și pe urmă, peste o săptămână am vrut să, adică el, Radu Procopovici, a venit cu ideea să facem o seară de filme cu Vanda Mihulea, cu cei de la Timișoara, Flondor și Turcan. Și nu mai știu încă cu cine. S-a dat o listă de titluri la responsabil cu expozițiile interne, adică ca să cenzureze. Și era profesorul Frunzeti în postura asta. Și săracul s-a luat doar după titluri. Titlurile nu spuneau nimica. Și în ședința de filme, în fine, au fost niște lucruri care, cred, ale mele, care au făcut că imediat cineva a dat telefon la minister să spună că lucruri de groază se întâmplă în sala Uniunii. Și a doua zi, dimineața, m-a trezit telefonul, mă căutau să mă întrebe ce am făcut acolo. Și era o problemă că peste câteva zile se deschidea conferința a nu știu cât a partidului. Și în situația asta, dacă ar fi izbucnit un scandal atunci, mi se spunea așa, că pui în pericol existența Uniunii Artiștilor. Adică partidul ar fi zis să termine cu artiștii ăștia care fac prostii. În fine, și probabil s-a considerat că ce să
facem noi scandalos, ținem totul ascuns și gata, s-a dus. Trecem și gata, n-a ieșit nimic, n-a fost nimeni pedepsit. Numai că, bineînțeles, eu nu puteam să mai expun, nu numai după asta, și după alte evenimente și expoziții, n-am mai putut să expun. Mi s-a spus să nu mai insist, că nu mi se expune nimica. Și, mă rog, deci asta a fost ca difuzare, într-adevăr, difuzare cu public, fost sala de la Căminul Artei plină. Dar, atât, nu se poate vorbi, iar cred că cei de care au făcut în casa scriba știau foarte bine asta, că nu se poate. Și, într-adevăr, vremurile erau din ce în ce mai proaste. Introduseseră chestia asta ca să fie membru al Uniunii Artiștilor, trebuia să fie membru de partid, trebuia să fie cu activitate politică, ideologică, deci restrângea dreptul oricărui artist, să zic, cu activitate, să aibă acces la culori, la materiale de pictură sau de sculptură, la fie, și la alte lucruri care le furniza calitatea asta de membru al Uniunii. Acum, cred că mult mai puțin, au scăzut foarte mult din cauza că combinatul fondului păducă. Nu știu dacă mai produce ceva acolo. Înțeleg că spațiile de desfășurare a activităților și materialele de lucru erau furnizate de Uniune, în mod normal, nu? Da, tot era în jurul Uniunii. Tot era ca, cum se strânge, lina pe fus. Așa era și, într-un fel, a rămas și astăzi, dacă vrei să trimiți o lucrare în străinătate prin FedEx, de exemplu, sau prin alt curier, te întreabă, prin DHL, întreabă, sunteți artist, sunteți membru al Uniunii, aveți o autorizație. Așa era și atunci. Tot, dacă un timp să fii membru al Uniunii, ținea și ca un fel de, că ești în câmpul muncii. Pe urmă, prin anii 80, asta n-a mai fost de ajuns. Trebuia toată lumea să aibă un serviciu la stat. Nu existau servicii particulare. Deci, oricum, dacă cineva din străinătate ar fi vrut să cumpere lucrări sau să ia lucrări sau să ducă lucrări, totul numai prin Uniune, asta era singura legătură oficială care mergea. Destul de greu, dar mergea. Altfel,
Imposibil, imposibil. Deci, te împingea, erai obligat să tragi la Uniune. Tragi căruța la Uniune. Aveți o lucrare care se numește chiar Revoluția Culturală. E vorba de un colaj de fotografii. E o lucrare neexpusă, din câte am înțeles. Poftim? Revoluția Culturală. Da, 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 da. Este o lucrare neexpusă, din câte am înțeles. Cel puțin așa am primit o informație. Nu a fost expusă decât acum un an, doi. Are legătură cu acel apel al autorităților la un fel de control artistic din anii 70, imediat după vizita lui Ceaușescu în China? Atunci s-au întâmplat niște fenomene. Ceaușescu a învățat ceva acolo și a vrut să aplice cumva în România. Da, 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 da. Atunci, prin 71, a fost o consfătuire la Mangalia, sau cam așa, cu artiștii, adică cu conducătorii Uniunilor de Creație. Și în principal, ar trebui, de fapt, un profesor de istorie să spună ce s-a spus acolo și ce urmări a avut. În principal era așa, un anunț că lucrurile se vor înăspri. Și că activitatea ideologică va fi din nou ridicată la un nivel așa cum, ca pe vremuri, ca prin anii 50. Ce se întâmplă? Prin anii 60 și începutul anilor 70, partidul a relaxat lucrurile, a atras pe intelectuali să intre în partid și a lăsat, asta era probabil și o chestie care venea de la Moscova, o libertate gândită întâi la Moscova, să-i lasă pe artiști totuși să facă ce vor ei. Numai, fine, să nu facă vreo lucrare împotriva regimului socialist. Poate fi abstractă, că asta era, să zicem, în anii 50, se ducea lupta împotriva, adică critica de artă, cenzura, căutau ca nu cumva să intre în cultura socialistă abstracționismul, curentele și stilurile astea formaliste, adică care pun accent pe formă, expresionism, cubism și suprarealism. Totuși e așa un realism nici foarte fotografic, nici să nu se înțeleagă ce e. Un realism socialist. Deci, în anii 60, toți artiștii au fost treptat lăsați să facă ce vor ei. A apărut un fel de folclorism, în primul rând. O inspirație din arta populară. Pe urmă, abstracți, expresioniști și suprarealism a fost aproape toate mișcările din apus au avut reprezentanți
mai târziu și în țările socialiste. Dar și lumea se simțea destul de bine, era așa larg. Se simțea în larg. Și a venit momentul ăsta care doar anunța că în viitor se va strânge șurubul, cum se zicea pe atunci. În fine, asta a fost numită Revoluția Culturală. În realitate, până prin anii 1980, așa, singura modificare a fost că partidul a încurajat foarte mult arta amatoare. Și în anii ăștia a apărut cultul lui Ceaușescu, cultul personalității, cum se chema, și amatorii erau mult mai docili. Ar fi făcut tot orice, numai să le bată din palme, că au reușit. Ei făceau cadouri peste cadouri lui Ceaușescu și, în fine, în toate artele au avut succes atunci. S-a înființat și Festivalul Cântarea României. Cam atât a fost cu restricția asta ideologică. Sigur, așa s-a mai bătut și cu... a bătut, cum se zice, moneda, așa, și cu informările politice, cu pregătirea generală a tuturor angajaților, să participe la informarea politică. Asta era un fel de cursuri săptămânale, cam de două ori pe săptămână sau o dată pe săptămână, în care venea cineva și pregătea subiectele și, în general, erau dezvoltate cuvântările de la plenară, cuvântările de la congresele partidelor, erau dezvoltate și fiecare, pe rând, primea sarcină să pregătească și el un subiect cu oamenii de cultură, cu domeniul cultural. Și toată lumea s-a plictisea, de fapt, în felul ăsta. Eu am luat-o și puțin mai în serios și cam așa mi-am făcut dialogul ăsta cu Ceaușescu și alte lucruri. Luând în serios și încercând să să-mi pun punctul meu de vedere. A fost cumva o luptă împotriva regimului? A avut genul ăsta de caracter? Dacă cineva ar fi reclamat filmul, sigur că m-ar fi trecut drept luptă împotriva regimului, dar nu era o luptă nici deschisă, era o chestie de critică, atât. Și
dacă aș încerca să adun lume și să pregătesc, știu ce mișcări de protest în piața publică, aia e luptă și asta e... Așa se fac lucrurile, nu? Dar așa, stând în casă și rămânând în sertare, asta nu e luptă, nu e o luptă, propriu zis. E așa, un fel de... Așa toată lumea boscorodea, cum se zice. Adică chiar era anormal, de exemplu, la serviciu, dacă erau 3-4 oameni într-un birou, să spuneau bancuri, să... un pic de reacționarism, așa, adică de, un pic de... să vorbești de rău pe șef și pe Ceaușescu, asta, era normal, adică era o chestie acceptată de către toată lumea și probabil și la securitate, se făceau bancurile astea toți, erau puțin sau mai mult contra și așa era normal. Dacă cineva era prea pe linie, așa, chiar în relațiile personale, atunci sigur ar fi dat de bănuit. Că e o chestie anormală. Aveți acea fotografie experimentală, practic, un fel de body art. Este o serie de fotografii realizată cu un obiectiv fisheye, se spune, obiectiv foarte, foarte larg. Ce obiectiv e acela? Ce tehnologie e acolo? Deci ce vă interesează, body art sau obiectivele? Da, de fapt erau puțin împreună lucrurile astea. Am înțeles că erau niște lentile speciale realizate de către dumneavoastră, e o informație corectă? Da, pentru că apucându-mă de fotografie am văzut și eu că există mai multe obiective și printre ele există și zoom. Și pentru că nu... La început nu... În fine, e destul de greu să-mi amintesc așa pe etape, să văd cum am făcut lucrurile în mod treptat. Nu știu, în fine, mai mult, cum să zic, inventez și eu acum. Probabil că văzând că un obiectiv, să-ți cumperi un obiectiv, costă destul de mult, pur și simplu, am demontat un obiectiv. Aveam niște obiective foarte simple, se chema domiplan, din trei componente. Dacă schimbam pozițiile sau eliminam unul din aceste componente, obțineam un superangular care... uneori nu acoperea toată suprafața filmului și lăsa așa un cerc împrejur, în și nu era foarte clar obiectivul, normal, dar era altceva. Și am făcut tot felul de combinații, și formă cu lentile de ochelari. Am făcut și un zoom cu niște burdufe și punând niște lentile din astea medicale,
cu dioptrii foarte multe, minus 20, de exemplu. Aveam două minus 20 și două plus 20 sau plus 10, nu mai știu, la mijloc. Și o cremalieră pe care se mișcau burdufurile cu lentile, prea șarf nu era. Și dar ținea loc de bun timp. Pe urmă, cred că am găsit un flectogon în oraș. Și există obiective care pot fi cumpărate la consignație. Scumpe, dar în fine, mai trecuse timp, mai aveam și mai câștigasem niște bani. Asta e cu obiectivele. Și există o legătură așa între și între body art și fotografie, pentru că singurul meu partener ca public, așa, sau ca, știu, era aparatul cu trepiedul, cu mecanica lui. O secundă, scuze. Cristi, am mâncat? Trebuie să fac. S-a umplut cardul. S-a umplut cardul. Avem un nou cardul. Desfă-l laptopul și descarcă-l pe ăsta în timp ce trebuie. Vreți să aprindem lumina? O mai lăsăm un pic așa, ca să semene, că încă mai pot să mai trag. Și după aia, dacă e caz, o aprindem. Da. Eu mi-am dat o întâlnire, m-am uitat la ceas. Stăm exact cât puteți. Cum? Stăm exact cât puteți să stăm. Că nu mai puteți, îmi spuneți și întrebări. Că se zice, mai stăm un sfert de ceas. Ați înghețat, nu? Mai e vorba de asta, e destul de dificilă camera, că nu are suport de umăr și atunci ținând doar așa. Da, da, da. E un pic complicat. Foarte bine. Să stăm în partea asta, să nu văd pe Cristi în cadrul, nu am descartat el acolo. Ok, revenind la body art, legătura între detaliile tehnice, anume obiectivul acela special, și mesajul în sine al fotografiei, adică de ce obiectivul acela, de ce body art și de ce autoportret? Mi s-a pus de nenumărate ori întrebarea asta și am și răspuns la ea, dar eu n-am totuși un răspuns la întrebare. Așa a fost să fim. Mulți au spus că acel efect al acelui obiectiv foarte, foarte larg, acel grandangular, duce mai degrabă spre o zonă de supraveghere, spre iarăși o atitudine împotriva regimului ce supraveghea? Nu poate fi. Asta e o chestie silită, teorie așa silită, cu regimul politic, nu știu ce. Nu știu dacă are vreo legătură body art-ul cu regimul politic. Mie nu mi se pare.
Mă rog, nu pot să-i împiedic pe critici, dar altul să spună ce vor ei. Dar așa că mai scapă câte un gest, câte o glumă la adresa regimului. Nu știu dacă e body art, dar nu știu, era și epoca, body art-ul a apărut prin anii 60, așa, s-a extins, că el a apărut prin acționismul, în anii 50, e altceva, în fine, un anumit histrionism. L-au avut artiștii din totdeauna, și pe vremea lui Caravaggio și fine, atelierele artiștilor erau probabil cunoscute că artiștii sunt puțin nebuni și că fac tot felul de nebuni în atelierele lor. Ei, ucenicii, mă rog. Îmi spuneați de o legătură cu aparatul de fotografiat ceva mai devreme. Și legătura era asta, că într-un fel cei din străinătate care făceau asta într-un cadru instituțional, cu public, aveau, să zicem, niște lucruri care au intrat foarte clar în regulile genului. Aici era o experiență care o făceam în atelierul meu, în camera mea, că nu aveam atelier. În camera mea și eram singur cu aparatul de fotografiat și pe de o parte trebuia să mă gândesc la mișcările lui, trebuia să întind mâna spre aparat, trebuia să am furtun sau alte mijloace de transmitere a declanșării aparatului. Sau, în cazul filmării, trebuia să plimb camera și atunci așa s-a făcut o legătură între mine și asta. Pe de o parte umblam la lentilele aparatului. Era o chestie comună de anatomie, de umblat în corpul aparatului. Devenise și el așa, un body. Apropo de situații riscante pe vremea lui Ceaușescu, ați fotografiat și ați filmat șantierul Casei Poporului imediat după cutremurul din 1977. Sunt o altă serie de filmări, au reprezentat acesta un pericol. Știu că fotografierea și filmatul erau absolut interzise, de exemplu, în cazul Casei Poporului, în cazul acelui șantier de acolo. Și cu Casa Poporului? Există niște fotografii pe care le-ați făcut, dacă nu greșesc eu, în timpul construcției, nu? În timpul... Avem atelierul pe Ceiu, Dâmbovici, în strada Elieradu, lângă primărie. Și eram martor când veneam în București, pentru că eu, de fapt, lucram în restaurare și eram plecat din București, dar când veneam în București, aveam atelierul și vedeam tot ce se întâmplă acolo, pe șantier. Și
În general, urmăream tot ce mișcă, tot ce eveniment. Am înțeles că și acest lucru a dus la ceva. Ați făcut câteva opere de artă din tabla acoperișilor caselor demolate din zonă? După Revoluție. Da. Înainte de Revoluție n-am făcut decât o cruce pe tablă, pentru că așa se fac. În anumite zone se pictează cruci pe tablă. În ce s-a transformat acea tablă după Revoluție? Okay. În ce s-a transformat acea tablă după Revoluție? Care? Cu crucea? Nu, tabla aceea pe care ați luat-o de... Mai am încă în pod. S-au transformat în multe. În câini, cu mai mulți câini am făcut câteva personaje. Unele în rond bos, altele un fel de basoreliefuri pictate. Nu asta s-a transformat. Ele mare parte le-am expus prin anii 90, 92, 95. Păi m-am abandonat. Am pasat chestia asta altora. Cum s-a transformat viața după Revoluție? Cum s-a transformat viața artistică după Revoluție? Există o diferență? Da. Într-un fel, artiștii erau poate cei mai bine pregătiți pentru schimbarea asta, pentru că ei, având o muncă individuală, au putut să treacă ușor la o chestie de inițiativă, de de liber profesionist. Din păcate, lumea curatorilor, lumea cumpărătorilor de artă a avut fluctuații din cauza evenimentelor politice din România. În 1990 au venit destul de mulți, au organizat multe lucruri. După mineriade au dispărut complet. Pe urmă a venit fundația Soros, a mai impulsionat puțin lucrurile. S-au făcut acele dosare de artiști cu documentație foarte bogată și foarte bună și niște arhive foarte bune, așa cum trebuiau făcute și cum puteau și, pe urmă, folosite. Cine venea și se interesa ce artiști sunt, mergea direct la aceste arhive. Nici asta n-a ținut mult. Și am trecut, cum să zic, din dezamăgire în dezamăgire. Și abia dacă se mișca puțin, pe urmă, iar dispărea mișcarea asta. Abia în 2003-2004, așa, probabil când
s-a deschis și Muzeul de Artă Contemporană, când a intrat România în Uniunea Europeană, de atunci, în sfârșit, s-a creat așa o legătură mai strânsă cu Occidentul și cu oamenii interesați de artă. Și au început galerii, să se formeze galerii, dar foarte, foarte târziu, acum 5 ani, să zic. Deci după circa 15 ani de bătut pasul pe loc. Puteți trăi din artă? Poftim? Puteți trăi din artă? Puteți supraviețui din artă? Da, dar suntem foarte puțini care trăim din asta. Și la mine, să zic, o situație caragioasă, dar la 65 de ani să pot trăi din asta. Până acum n-am trăit din asta. Adică, așa, din când în când îmi completam venit din asta. Nu trăiam din artă. Acum, da, pot să spun că trăiesc din artă. Rememorând toți anii ăștia, sunteți din nou fericiți? Cum? Rememorând toți anii ăștia, sunteți din nou fericiți? Un om fericit? Da, putea să nici nu se întâmple lucrurile astea și tot fericit aș fi fost. Asta depinde de om. Nu succesele, nu lumea exterioară îl face pe cineva fericit. Așa e. Omul. Unul se bucură, altul găsește numai motive de supărare. Vă mulțumesc frumos pentru interviu. Terminăm pe fade out. Nu se mai vede nimica. Da. În curând. Da, eu cred că